Bună seara! Mă bucur să mă aflu aici. Sau aș putea spune că am luat decizia de mă afla aici. Aș dori să vă pun din nou această întrebare. Câți dintre voi vă urmați inima când sunteți puși în fața unei decizii? Dar rațiunea, după cum văd, mai mulți vă urmați rațiunea. Dar de ce? De ce n-am luat cu toții aceeași decizie? Aș spune, pentru că suntem diferiți. Nu putem fi influențați. Sau? Acum 2 ani, eram foarte timidă. Și acest lucru nu se băga prea bine cu nesiguranța pe care o aveam. Ați crede că pe măsură ce creșteți, începeți să deveniți mai încrezători. Dar, de fapt, nu e așa. De câte ori ai încercat să faci ceva nou, dar cei din jurul tău îți ziceau constant, de ce nu faci altceva? Asta sigur nu o să-ți placă. Asta s-a întâmplat și în cazul meu. Și ironic e că știam că nu trebuia să-i ascult. Dar cu toate acestea, o făceam. Cuvintele lor mi se întipăreau involuntar în subconștient și mă influențau. Într-o zi, pe la finalul clasei a 8-a, urma să mi aleg profilul pe care îl continua în a 9-a. Eu vreau foarte mult să mă duc pe Mate Info Bini, pentru a avea o pregătire mai versatilă, dar desigur, și pentru colegii mei. Cu toate că acesta nu era un motiv destul de întemeiat pentru a merge pe acest profil, voiam să o fac. De moment, această decizie a părut a fi prostească. Astfel, părinții mei, profesorii, cât și unii profesori, mi-au spus să mă duc pe Mate Info. Doar aceea era cea mai bună clasă. Inițial, nu am ascultat aceste sfaturi, urmându-mi inima. Dar chiar înainte de a preda foaia, se implica și rațiunea în decizia mea. Imaginați-vă! Eu eram pe punctul de a preda foaia, când, bam, chiar înainte de a preda acea bucată de foaie, am mutat pe profilul la care toți aspirau să fiu. Cea mai bună clasă mă aștepta. Dar, dacă vă gândiți la asta, vreau să vă spun că aceea a fost o greșeală. Colegii nu-mi plăceau. Era prea multă muncă, n-aș mai fi avut timp pentru mine. Și nu, nu sunt pe acel profil acum. Am scăpat. Am pus în balanță opțiunile. Dar, cum? Știi acel moment când ești indecis și încerci să dai seama de ce vrei? Tu ce faci? Ei, eu dau cu banul. Realizez că asta nu e nici sentimental, nici rațional. Dar lăsați-mă să vă explic de ce. De fiecare dată când sunt indecisă, iau un ban. Pe partea lui, pun una dintre opțiunile mele, iar pe cealaltă, a doua. Ați zice că mă bazez pe noroc. Dar, de fapt, sub presiunea clipei în care banii sunt dulte, îmi repet în continuu. Te rog să pice partea aia. Te rog să pice partea aia. Acela este momentul în care realizez ce vreau de fapt, ce am vrut de fapt, dar nu am avut curajul să-l recunosc. Ai avut un moment al banului cu viața ta? Cu toate că nu-ți propun să dai la propriu cu banul, te invit să fii conștient de deciziile tale. Mai întâi, descoperă ce vrei să faci cu adevărat și pe urmă acționează. Fii deschis. Ascultă punctul de vedere al celor din jur, dar în final reține că decizia îți aparține. Aceste proceduri le-am sugerat și prietenilor mei. Aceștia, după ce le-au pus în aplicare, au remarcat cât de mult i-au ajutat în viața de zi cu zi. Decizii. Rațiune sau emoție? De ce nu ambele? Atâta timp cât ești conștient de deciziile tale, poți realiza orice. Fii croitorul vieții tale. Ce mai aștepți? Mulțumesc!